Vă mulțumesc, domnul Simonis. Pe procedură, doamna senator Șoșoacă. Nu, domnule președinte, eu sunt înscrisă la cuvânt. S-au finalizat dezbaterile. Nu s-a finalizat, că nu spuneți dumneavoastră în fața Constituției României. Există o Constituție și un regulament pe care vă bateți joc. Așa cum vă bateți joc și de avocatul poporului. Aveți intervenție pe procedură? Foarte bine, 3 minute. Văd că mi-ați majorat timpul la 3 minute de la 1. Vă rog să finalizați după 1 minut. Finalizez după 3 minute. Așa e la noi. Încercați să nu fiți, să fiți puțin respectuos, domnule Orban. Pentru că dacă ne aducem aminte, în timp ce dumneavoastră, în timpul stării de urgență, umpleați guvernul României cu pahare de whisky și trabucuri, poporul român era amendat cu 20.000 de lei pentru că își permitea să-și cumpere o pâine. Curtea Constituțională v-a anulat acele ordine. Dumneavoastră sunteți cei care ați încălcat Constituția României. Avocatul poporului a fost singura instituție din România care a ținut partea poporului român. Dumneavoastră sunteți cei care ați omorât oameni în spitale. I-ați legat de pat, le-ați dat tratamente inumane. OSCE-ul spune ceea ce spune avocatul poporului. Cele mai abuzive și restrictive reguli din toată Uniunea Europeană pe așa zisa pandemie. Senatul Statelor Unite ale Americii a menționat că pandemia este o minciună care ați condus-o dumneavoastră, omorând oameni. Timpul asta este adevărul, domnule Orban. Expirat, dumneavoastră și cu acest guvern care vă a urmat. Vă apropiați de finalul intervenției. De final. Acum am să vă rog să nu mai întrerupeți recitarea din Eminescu, pentru că vă dedic. Cum nu vii tu țepești, doamne? Intervenția pe procedură a fost finalizată. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă există observații cu privire la titlu, există observații cu privire la titlu? Nu. Adoptat. Există observații cu privire la preambul? Nu. Există vreo observație cu privire la articolul unic al hotărârii? Nu. Am încheiat dezbaterile. Urmează să supunem votului proiectului de hotărâre. Reamintesc procedura aprobată de birourile permanente reunite privind exercitarea votului prin sistemele de vot electronic și la distanță în cadrul plenului comun al Camerei Deputaților, exercitarea votului în cadrul sesiunii de vot electronic hibrid, tabletă PSD-STS plus card de vot electronic. Se face astfel, deputații și senatorii prezenți.